În decurs de un an, populația județului a solicitat împrumuturi bancare în valoare de aproximativ 250 de milioane de lei. Creditele contractate de maramureșeni la finele lunii aprilie însumau peste 2050 milioane lei, în creștere față de perioada similară a anului precedent, cu peste 10%. Potrivit datelor comunicate de Banca Națională a României, agenții economici au cerut de la bancheri aproape 1100 milioane lei, în timp ce gospodăriile populației au luat credite ce totalizează 950 milioane. Oamenii au utilizat aproape 70% din sumele împrumutate pentru achiziția cu precădere a bunurilor de consum, iar diferența se regăsește în credite pentru locuințe. Dacă valoarea împrumuturilor a crescut, nu același lucru putem spune despre restanțe, care în decurs de un an s-au înjumătățit. În luna aprilie 2016, ratele neplătite de titularii de conturi însumau 177 milioane lei, iar un an mai târziu, restanțele au scăzut la 92 milioane, potrivit datelor comunicate de BNR.